Bună seara, bine v-am găsit la Jurnalul de Agricultură. Astăzi, în ziua protestului văcarilor și auilor de munte, vom discuta în platou cu domnul Laurențiu Rebega, europarlamentar. Bună seara, domnule Rebega, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru acceptarea invitației. Și domnul Dorin Cojocaru, președintele April. Bună seara, domnul Cojocaru. Vă mulțumesc de asemenea pentru prezența în studio în această seară. Domnule Rebega, sunteți europarlamentar, nu pot să nu vă întreb, să vă cer o scurtă opinie despre atentatele de la Bruxelles. Dumneavoastră ați fost aici. Ce înseamnă acest lucru? Cu ce cheie îl citiți dumneavoastră? Un atentat în inima Europei, în capitala Uniunii Europene, este, bănuiesc, aleasă această țintă ca fiind una simbolică, deși știm... Nu este o țintă simbolică. Cum să fie o țintă simbolică? Este o țintă. Înseamnă că suntem într-un război, indiferent, nu există într-un război, nu există ținte simbolice. Deci e clar că am pierdut capacitatea de securitate. Nu au fost la Sofia, au fost la Bruxelles. Asta de ce mă refeream. Sofia, București, în orice capitală, era în Uniunea Europeană. Deci e clar, avem un război acum deschis. În primul rând trebuie să ne gândim la victimele care... și la familie victimelor care au fost la atentat. E greu să vorbești despre astfel de lucruri. Eu trebuia să plec și eu chiar marți, chiar în ziua atentatului. Trebuia să plec către Bruxelles. Europa a pierdut în momentul de față capacitatea de securizare și de asigurare a securității cetățeanului. Am pierdut din vedere acest lucru, nu de acum, de foarte multă vreme. De 15 ani, tocmai asta vrem să facem. De la 2001 este un război împotriva terorismului. Din nefericire, m-a surprins neplăcut declarația premierului Belgiei, care a spus că ne așteptam la acest lucru. Asta înseamnă că a fost informat că există un risc foarte ridicat să se întâmple aceste atentate. Înțeleg că erau codurile alte erau ridicate de mult. Sigur că da. Codurile au fost în permanență ridicate. Asta înseamnă că serviciile secrete și-au făcut datoria. Pentru că am văzut, încearcă acum să arunce, dacă vreți, pisica în ograda militarilor. Că militarii n-au capacitatea să facă. Eu cred că militarii au informat foarte bine nivelul politic, dar politicienii n-au avut capacitatea și nu și-au asumat răspunderea pentru luarea unei decizii, care însemna închiderea unor instituții sau închiderea accesului către o anumită zonă din Bruxelles, pătrunderea în forță într-o zonă a Bruxellesului unde știm cu toții că nu se intră și este o zonă cunoscută ca populată cu islamiști, este strigător la cer ce se întâmplă, pentru că în momentul de față încep să ne pună condiții din ce în ce mai multe nouă celor cărora suntem aici de foarte multă vreme. Cei care au venit de puțină vreme încep să ne întrebe de ce suntem noi aici. Va fi o îngrădire mai mare a drepturilor omului în acest moment, pentru că asta se vorbește, cu atentatele teroriste se va lua din libertatea cetățeanului. Domnul Rareș, noi vorbim aici de două lucruri total diferite. Vorbim de cetățeni care n-au aceleași culturi și nu împărtășesc aceleași cultură cu noi europeni. Deci nu vorbim aici de oameni care împărtășesc aceleași culturi și aceleași valori. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Sunt două lucruri de făcut. Una, încetarea războiului pentru a nu le mai da posibilitatea să vină în Europa ca și refugiați, și al doilea lucru, expulzarea tuturor celor care nu au documente valabile. Despre ce vorbim? Da. Sunt lucrurile simple și trebuie aplicate așa cum trebuie. Problema era că aceștia erau, ca și la Paris, erau europeni la a doua, a treia generație. Deci erau de aici. Acest lucru este și mai îngrijorător, pentru că înseamnă că integrarea pe care a încercat-o să le facă statele respective nu a reușit. Noi încercăm întotdeauna să integrăm construindu-le alternativă, adică vin în Europa, în loc să se adapteze și să respecte regulile din Europa, ei își construiesc moschei, ei își construiesc școli separate, spitale separate, sunt unii care sunt de 30 de ani în Europa și nu vorbesc nicio limbă a statului unde locuiesc. Este inacceptabil din punctul meu de vedere și o spun cu teamă, pentru că suntem expuși, eu și colegii mei care mergem, și nu numai noi, ci și ceilalți funcționari care călătoresc foarte des cu avionul. Vă dați seama, în momentul în care ai două dispozitive care explodează
aproape de intrarea într-un aeroport, depășind aproape zona de check-in, ai o mare problemă de securitate. Și la stații de metrou apropiate, totuși, de centrul capitalei. E clar, v-am spus-o și repet, sunt două lucruri simple de făcut, nu trebuie să-i acceptăm în Europa, pentru că nu împărtășesc aceeași cultură cu noi. Este simplu ca bună ziua, nu au ce să caute în Europa. Cam greu, toți îngrădim. Nu, e greu într-o viziune în care drepturile minorităților încep să depășească drepturile majorităților. Bun. Domnule Rebega, acum schimbăm și revenim la tema emisiunii. Vreau să discutăm un pic despre protestul fermierilor de astăzi, în contextul în care știm că este o problemă a laptelui, recunoscută și de comisarul Phil Hogan, este o criză a sectorului de lactate și nu numai. Vedem proteste ale fermierilor greci, vedem proteste ale fermierilor francezi, despre care tot timpul i-am dat exemplu și am spus că Franța este un model de agricultură pentru noi. Cât de mare este criza și ce putem face, ce se poate face de la Bruxelles? Cum se vede de acolo această criză și ce măsuri vedeți posibile pe termen scurt, pentru că oamenii spun că mor acum. Vreți să vă păcălesc? Spuneți, e sincer. No, așa. În primul rând am spus-o de foarte multe ori de câte ori am venit la dumneavoastră, că această criză este o criză care are drept consecință o decizie politică. Un embargo cu o piață care permitea la un moment dat o producție foarte bună să meargă în acea direcție, pe de o parte. Pe de altă parte, incapacitatea Comisiei Europene de a veni cu soluții care să descongestioneze această criză prin folosirea bugetului pe care îl are la dispoziție, bugetul de criză. Discuțiile pe care le avem cu comisarul Phil Hogan sunt discuții amicale până la un anumit punct, pentru că după un an de zile a reușit și dumneavoastră să înțeleagă că suntem într-o criză. Deci e prima dată când după un an de zile recunoaște că avem o problemă și suntem într-o criză. Iar producătorii și fermierii care produc lapte au o mare problemă din punct de vedere la acoperirii costurilor de producție. Acum eu vreau să vă spun că lucrurile s-au accentuat și au mers într-o direcție din ce în ce mai nefavorabilă pentru fermieri, până într-acolo încât cei care au cerut susținerea politică a unui embargo cu o anumită zonă cer acum redeschiderea și ridicarea embargoului. Deci constatăm că încă o dată politicul s-a implicat într-o zonă unde n-ar fi trebuit să se implice. Deci discutăm de o posibilă ridicare a embargoului în următoarea perioadă? Discutăm de în momentul de față discutăm de încercări repetate și disperate făcute de factorii de decizie de la Bruxelles în dorința de a ridica un embargo. Sunt insistențe care se întâmplă în momentul de față, merg până într-acolo încât discuțiile s-au dus și vor ajunge probabil la președintele țării respective. E clar că este o problemă care e din ce în ce mai acută și se restrânge asupra fermierilor care au fost mai bine capacitați din punct de vedere financiar până acum decât fermierii români. Acest lucru se va vedea, sper, cât de curând și se va găsi, va avea ca și efect probabil ridicării embargoului pe zona respectivă, dar ce ne facem, pentru că zona respectivă a anunțat insistent că se pregătește să-și producă pentru propriul consum. Dacă în momentul când se va ridica acel embargo, vom constata că nu mai avem piața aceea de desfacere. Pe asta vreau să vă întreb, dacă când s-a impus embargoul nu am avut un studiu de impact asupra ce se întâmplă acum când vrem să ridicăm, avem un studiu, știm ce piață vom mai găsi dincolo? Nu, e greu să preconizezi, să ai o predictibilitate către un anumit sector și un sector care s-a dovedit a fi un sector foarte vulnerabil din punct de vedere al capacității și al cantității expuse pe piață, pentru că în ultima perioadă toate piețele au avut o cădere. Domnul Cojocaru oftează. Da, oftează, pentru că cu dumnealui am avut foarte multe discuții pe marginea acestui subiect. De foarte multe ori am ridicat la Bruxelles probleme pe care patronatul pe care dumnealui îl conduce mi l-a semnalat și de fiecare dată comisarul Hogan a spus că fermierii români nu sunt în stare să ia decizii pentru a ieși dintr-o criză. E supărător și e strigător la cer că în continuare suntem tratați ca și
dacă prima dată am fost tratați ca cetățeni de mâna a doua, acum suntem tratați ca fermieri de mâna a doua, producători de lapte de mâna a doua, producători de carne de porc de mâna a doua și așa mai departe. E strigător la cer și lucrul acesta nu trebuie să mai întâmple. De aceea eu am avut niște intervenții destul de dure la adresa comisarului, criticat chiar de unii dintre colegii mei. Mențin în continuare punctul de vedere. Trebuie să deschidem o piață care ne permite și nouă să ne relaxăm puțin. Trebuie să o deschidem cât mai repede, pentru că aceasta va reprezenta pentru noi o supapă de ieșire din momentul de presiune pentru produsele care așteaptă să ne să pătrundă pe piața românească. Doamne Coșcaru. Deci să înțeleg că și la Bruxelles se dau legi, se iau decizii fără studii de impact sau studii de piață, exact ca în România. Deci aici diverse legi se iau înainte și după aia vedem noi cum băgăm normele de aplicare, vedem când le băgăm, cum le implementăm și vedem și ne controlează. Chiar vă rog să căutați în arhivă, că acum chiar am o arhivă înregistrată la postul noastră de televiziune, să nu mai puneți doar cele cu scandale, puneți și pe alea din data de 1 iulie 2014, când vorbeam de embargoul cu Rusia și spuneam eu ce va urma să fie, că iar pormă s-a acuzat de acest om Mafalda. Ghinion, uite că se întâmplă exact ce am prevăzut. Și tot scandalul ăsta. Când eu în noiembrie 2015 spuneam că 2016 va fi un an foarte delicat și dificil, domnul Sorin Chelmu era în dreapta mea aici, m-a intrat și prin telefon altcineva, spunea, nu e adevărat că ești pesimist tu, că ești rău, că... Ei, cum e? Ies oamenii pe ploaie în stradă. Apropo, vreți să venim cu fermierii și ciobanii și la Bruxelles? Acum e mai greu să veniți să demonstrăm că sunt soldații pe străzi. N-ar strica o demonstrație și a fermierilor din România. Noi nu prea avem bani ca fermierii francezi să ne permitem transportul până acolo, cazarea și amenzile. Dar văd că am fost luați de fraieri Europei și la subvenții și cu sprijin financiar pe diverse programe și cu scandalul cu Ecoli. Că noroc ați ieșit un pic să atrageți atenția, dar din orice, dacă el nu e o greșeală, îți dă un o palmă după ce a fost și un șut în fund și ți-a distrus toată afacerea și industria, face după 5 zile. N-am auzit scuze. Eu din partea italiană n-am auzit scuze că ne-a stricat imaginea, dar a zis, ei, am greșit, asta e. Eu am avut o ieșire, dacă vă aduceți aminte, imediat, a doua zi, cred că după păi ce nu, s-a că anunțat. Dumneavoastră, stați o secundă, sunteți singurul europarlamentar român la Bruxelles, nu, parcă au fost votați mai mulți. Eu nu pot vorbi în numele celorlalți, dar eu pot vorbi pentru mine și eu pot că reprezint industria și vreau ca toți europarlamentarii să prezinte imaginea industriei de lapte în România, din România, foarte bine pe piețele străine, dacă sunt român, dacă nu. Am avut o intervenție în care am spus că trebuie să avem prudență și niciodată să nu luăm decizii la cald și o să am și o intervenție către autoritățile din Italia. Am făcut deja o scrisoare pe care o să o adresez ministrului agriculturii de acolo și în același timp și comisarului Hogan, pentru că mi se pare inacceptabil la un astfel de nivel să meargă până într-acolo încât să acuzi și după aia să spui că a fost o greșeală. Păi nu, ca să vedem implicațiile economice. În momentul în care acuzi, ce face un mare hipermarket din Italia? Sună distribuitorul din România și spune, băi, ia vezi tu că ei cumva de acolo, ia produsele române să vină cu mai multe certificate, cu mai multe dovezi, asta înseamnă costuri. În momentul în care tu blochezi marfa în depozite, la rapi, o retragi, faci scandal de presă, după aia mă costă de 3-4 ori mai mult și nu mai intru pe piața aia. Și am intrat foarte greu pe piață. Că noi, dacă ne apucăm un operator de calculator pe zraf, dacă era din ANSVSA, săracul, cred că îl linșam, noi românii, nu vorbesc de italieni. Cred că ar trebui să putem să avem și noi cam aceeași atitudine pe care au celelalte țări cu produsele noastre, pentru că e firesc ca Italia, una dintre producătoarele mari de produse lactate, să se sperie de... Bine, pot să spun și eu un breaking news ceva aici? Vă rog. Păi vine marfă din Italia, mozzarella, cu 2 euro pe kilogram, cu înlocuitor de lapte și toată lumea pupă și ia de bun pe Horeca. Ia să fim și noi puțin români, stimați patroni de Horeca, restaurante, pizzerii și așa mai departe, și nu mai cumpărați așa ieftin de la italieni și cumpărați un pic mai scump mozzarella adevărată de la români, nu? Sau autoritățile ți iau un pic Horeca pe trasabilitate și spune, de unde ți-a venit asta? Din Italia. Păi ia să greșim și noi în calculator să dăm aici care nu știu ce crocodil. Bă, dacă chiar are, putem chiar să dăm care. Nu adică, știu. Vorbim tot de control. Am greșit, tot de control. Nu știu. Da. Haideți să vedem o scurtă intervenție de la protest, ce s-a votat astăzi în fața guvernului, după care revenim și comentăm.
acea vreme în care au permis hipermarketurilor să jăgmănească atât procesatorii cât și fermierii români. În acest sens, nu vor mai avea voie să impună taxe și taxe de raf și alte minuni. Românii vor putea cumpăra în acest moment, în acel moment, un produs în adevăratul lui preț. Este inadmisibil ca laptele să se ia de la noi între 40 de bani și 1 leu și 20 de bani, depinde de mărimea fermei, și să-l cumpere românul, tot românul din rap, cu 4 lei 50. Cine câștigă atât de nesimțit din toată această activitate? Un alt lucru foarte important prin această lege, va fi delimitat foarte clar la raftul de produse. Și mă refer la lapte. Sigur, aceeași chestiune vrem să o facem și pentru carne, că avem și porci și ceilalți producători și legume și fructe. Acolo, în raionul de lactate, să fie foarte clar delimitat partea din raionul unde este produsul 100% din lapte. Și acesta să cel etichetat cu etichetă din România și produs natural, iar în stânga să existe produsele care au alte adausuri. Iar acele produse care nu au nimic comun cu laptele. Și știm bine că există raft și ne dezinformează ca și consumatori să le mute în raftul de cartofi și morcovi. N-au ce căuta între lapte. Un preț garantat de către, pentru producție. Așa cum s-a spus, n-avem voie să vindem sub prețul de cost. N-avem voie conform codului fiscal să vindem în pierdere. Ori cine ne poate proteja decât intervenția statului? Domnul Coșcaru, preț minim garantat, intervenția statului să nu mai vândă în pierdere a fost una dintre revendicări în fața guvernului. Am văzut rafturile și separarea produselor, produse 100% românești, produse cu import și produse cu aditivi vegetali. Cum comentați? Eu am fost de 5 ori la subcomisia de agricultură și am discutat toate aceste probleme. Preț minim garantat. Garantat de cine? De statul român, nu? Da. Înseamnă, păi cum să nu susțin așa ceva? Eu chiar susțin și sincer, nu glumesc acum. Dacă statul român are acești bani și poate să dea un preț minim garantat, că au cerut și 0,5 lei pe litru de lapte sprijin financiar pe o perioadă scurtă. Sprijin acest, chiar susțin acest lucru. Dar nu știu cât de european poate să fie. Și acum nu vreau să-i ridic mingea la fileu de domnului Rebega, dar sunt și alte țări care dau acest sprijin. Și eu veneam, spus la măsuța asta aici, cum dau ungurii și polonezii pentru cașcavalul exportat în țări terțe. Deci dacă putem să sprijinim fermierul să supraviețuiască printr-un supliment financiar dat de stat, de ce nu? Da, din punct de vedere al asigurării unui preț minim, de costa, e aproape imposibil. Știm foarte bine că în momentul de față... Păi să lăsăm pe politicieni să vorbească ajutor, de guvernul, dacă poate să facă chestia asta. În schimb, am putea să găsim o soluție prin PNDR în astfel de momente de criză. S-a discutat chiar cu comisarul Hogan și avem posibilitatea, s-a încercat o flexibilizare a PNDR-urilor în fiecare stat membru, tocmai pentru a putea folosi bani într-o anumită situație de criză pentru a ajuta diferite sectoare. Inițial era puteai să intervii o dată pe an, acum se încearcă modificarea pentru două intervenții pe an și micșorarea de la 6 luni aplicabilitatea de accesare a fondurilor în momentul de criză la 2 luni. E clar, acum e prea târziu. Ce facem dacă înainte? Eu nu spun că nu ar trebui să respectăm regulamentele europene, dar așa cum fac și alte state, așa cum a spus și dumneavoastră, cred că este important pentru noi să începem să ne impunem și noi un anumit stil de susținere a fermierilor. Eu am înțeles că e mai multă flexibilitate. Acum depinde foarte mult de guvern. Dacă are acești bani, și eu cred că poate să găsească niște bani la rezerva premierului, că există acum niște bani puși deoparte întotdeauna în situații de criză și acum avem o criză. Deci asta, sprijinul pentru fermierul care vinde laptele către procesare, deci acela introduce materie primă și plus valoare în circuitul comercial. Deci acel lapte în final ajunge la consumator. Bine, trebuie dat la fermier. De ce? Pentru că pe filier eu nu văd unde poate să-l dea, că îl ia hipermarketul, îl ia comerciantul. Și atunci
fermierul are deja niște prețuri negociate, preț individual, că nu pot să stabilesc un preț pe România, că îmi calc niște reguli de concurență și de piață și cere și ofertă și contracte negociate individual între companii și fermieri. Dar dacă fermierul are un contract în funcție de volum, cantitate și așa mai departe, statul să vină în baza unor documente fiscale, că el a vândut acel la un preț și să-i dea diferența de preț. Să stabilim un preț, da? De referință. Și dacă el, unul poate, zicem un leu, nu zic un leu, poate e mai mult, dar iau un leu că e mai simplu. Dacă fermierul vinde cu 0,8, statul să-i dea 0,2. Dacă vinde cu 0,4, statul să-i dea 0,6. Dar să nu se apară măgării, că se iar falsifică documente și... Nu știu, nu fermierii, intermediari întotdeauna, da? Că sunt mulți bătrâni care nu știu ce semnează. Vă referiți la centrele de colectare aici, da, că unde contract de direct, păi, intermediar. Ei plătesc 0,4, da. Că ei revând mai departe. Sunt acele centre de colectare și prelucrarea laptelui, pe ordine 111, cu dreptunghi. Acolo sunt vreo 900, am înțeles. Cred că sunt mai mult de 900. Eu am văzut la autorizate vreo 1400. Da? Și asta ar fi o variantă. A doua, că produsele lactate să stea separat față de celelalte cu un locuitor. Asta era și înainte. Deci nu e o lege nouă, numai că nu se respecta. Iar eu în Parlament și la măsuța asta am spus de foarte multe ori, avem legi date, avem regulamente europene, totul este ca autoritățile de stat, care trebuie să instruiască, să monitorizeze, să controleze, să-și facă datoria cu aceeași unitate de măsură pentru toți agenții economici. Pentru că asta ne dorim, un mediu de afaceri sănătos și transparent. Pentru că există, orice pădure are uscături. Nu pot să acuz acum toată industria că falsifică produse. Dar am informații că unii, în loc să cumpere lapte de la fermier, cumpără calup de cașcaval, sau în loc să ia, cumpără lapte doar 30-40% din necesar, restul ia produse analog. Pentru că laptele praf e un produs natural provenit din laptele de la fermierul român, la care i s-a scos apa. Și noi cumpărăm în perioada de vară, când e supraproducție, lapte de la fermier, tocmai ca să nu-i lăsăm cu laptele în tank, și de multe ori este peste cantitatea contractată, îl uscăm, deci îi scoatem apa, deci nu e făcut în laborator laptele praf. Să face confuzie, și am văzut și în lege, și eu am făcut amendament și am depus la Comisia de Agricultură, folosirea laptelui praf. Dragii mei, și fermieri și politicieni, dacă noi laptele praf îl scoatem din rețete, nu vorbesc de laptele praf reconstituit, vorbesc de pudraj pentru reglarea proteinei, cine vă mai cumpără surplusul de lapte în vară? Că nu o să mai devină atractiv, pentru că îi creăm reclamă negativă. Și atunci, noi vă luăm laptele surplus vara, pe care îl folosim în perioada de repaus mamar la vaci, ianuarie, februarie, martie. Eu cred că totuși nu trebuie să uităm de cei peste 600.000 de, peste 600.000 de gospodării care au și la rândul lor o producție de lapte și cred că trebuie să regândim din nou piețele locale și produsele locale, tradiționale, zonale, cum vreți dumneavoastră, pentru că acestea vor intra într-un circuit și atunci vor permite mult mai ușor fermierilor, asociațiilor, cooperativelor să valorifice mai eficient. Acum, e clar, trebuie să ne gândim, eu n-am înțeles dacă erau revendicări sau erau lucruri pe care sunt făcute deja. Nu, erau revendicări. Erau revendicări. Da, erau revendicări. Am înțeles. Pentru că știu că lucrurile acestea s-au discutat de foarte multă vreme și, discută, și da. Erau aproape finalizate. Domnul prim-ministru Cioloș a spus așa la Alba. Și am mai fost la o conferință sau prezentare cu galuri. Că trebuie galurile să implice mai mult la sat, la țară. Primăriile, eu am spus de foarte mult că primăriile trebuie să se implice mai mult în viața la țară, în valorificarea resurselor de la țară. Când a fost la Alba, a spus că trebuie să mergem pe ferma de familie. Dar și domnul ministru Daniel Constantin ia cu ferma de familie. Acum e un proiect olandez împreună cu niște procesatori din România, în zona Covazna, Harghita, Mureș, pe dezvoltarea de ferme de familie. Există inițiative, dar trebuie bani. Problema mea că dacă nu sunt bani și nu sunt bani dați către fermieri, de avem și aceste revendicări pe legea vânzării terenurilor. Da, avem toate problemele astea, sunt pentru că decapitalizarea fermierului român, decapitalizarea procesatorului român, decapitalizarea populației. Tot de bani vorbim și noi, așa că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim.